La sediul detașamentului Drobeta Turnu Severin, 28 de tineri pompieri au depus jurământul de credință. În viața fiecărui militar, jurământul este simbolul datoriei sacre față de neam și țară și reprezintă un moment unic și solemn. Jur credință patriei mele, România! Jur să-mi apăr țara, jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții, chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Inspectorul șef al ISU Mehedinți, Marius Cristi Gogâltan, i-a felicitat și le-a reamintit tinerilor că asumarea statutului de militar implică responsabilități și restricții, însă satisfacțiile sunt imediate, datorită scopului nobil al acestei meserii, salvarea vieții. Inspectoratul Mehedinți, pentru situații de urgență, se va îmbogăți din nou, primind în rândurile noastre prima serie de soldați profesioniști, dar și personal din cadrul structurilor operative și de suport. Asumarea statutului de militar înseamnă responsabilități și restricții, dar și onoarea pe care o conferă uniforma militară. Dintre cei 28 de pompieri, 16 sunt subofițeri și își desfășoară activitatea în structurile operative și de suport, iar 12 fac parte din prima serie de soldați profesioniști încadrați la ISU Mehedinți. Salvatori cu experiență le vor fi sprijin și le vor îndruma pașii în carieră pe drumul numit cunoaștere. Întregul colectiv se bucură că rândurile pompierilor mehedințeni au fost întărite cu tineri bine pregătiți și dornici să deprindă tainele acestei nobile meserii.